Direcția Națională Anticorupție, ascultăm. Am întrebat procurorul. O declarație de martor evident în legătură cu o activitate a domnului primar Gheorghe Ștefan de prin anul 2011. Bani de la Ministerul Dezvoltării, domnule. De lucrări, pe niște lucrări, pe hotărârea de guvern 577. O explicație cum funcționa acest program. Dacă care timp de cercetările s-ar cerea viz, v-ați dat demisia din Parlament? Da, este exclus. Am explicat ca ministru cum funcționa acest program. Haideți să fim serioși. Dar cum ați venit la ora asta? Păi, sunt în campanie și am avut o zi plină și am dorit totuși să vin foarte repede pentru că înțeleg că dosarul trebuie închis și atunci n-am vrut să amân declarația. Credeți că trebuie iată și în dosarul ca la bute? Habar n-am. Dacă cineva vrea să mă întrebe, o să mă întorc, să dau declarația acum. Spun încă o dată, Gala Bute a fost un mare succes de promovare a României. Deci, ca fost ministru, orice problemă este de lămurit sau dacă pot să ajut instituțiile statului în soluționarea vreunei cauze, sunt la dispoziție întotdeauna. Ați văzut solicitările venite de la Piatra Neamț pentru finanțarea acelor proiecte, în special cele cerute de Gheorghe Ștefan? Toate solicitările, că erau de la Gheorghe Ștefan, că erau de la oricare alt primar din țară sau președinte Consiliului Județean, toate urmau procedura legală și cutuma. Deci, puteți explica puțin care este această procedură legală? Păi procedura era că cei din teritoriu trimiți, și cred că asta este și acum la minister, nu mai știu cum procedează domnul Dragnea, procedura era că cei din teritoriu trimiteau solicitări pentru alocări de fonduri pe lucrările din județele lor, iar ministerul în funcție de bugetul pe care l-aveam, de obicei aveam cam de 20 de ori mai puțin bani decât deci erau cei din teritoriu, așeza în acord cu acceptul celor din teritoriu, așeza în așa fel alocările încât să acopere minim din necesarul lor. În legătură totuși cu Dorin Popov, în legătură cu postul meu, o să vă rog să-l întrebați chiar pe dânsul. Vă mulțumesc. Cum a fost întâlnirea cu procurorii? Că sunt un pic emoționată. Da, sunt colegii, au făcut facultatea de drept și eu sunt avocat la bază. Și eu, la vremea respectivă, Ștefan era administratorul firmei contractată? Nu, nu știu și nici nu mi-au spus nici măcar domnii procurori asta. Pur și simplu au fost întrebări legate de modul cum funcționa acest program. Acordau aceste finanțări pe criterii politice, adică cei din același partid de la guvernare erau favorizați, să spunem? Tocmai pentru că eu am constatat ca ministru că solicitările venind prin președinții de consilii județene, cel mai adesea președinții de consilii județene, solicitau bani pentru primarii din partidele lor, în anul 2010 a fost o inițiativă de a modifica hotărârea de guvern, prin care am prevăzut că se pot adresa ministerului nu doar președinții de consilii județene, consiliile județene prin președinți, scuzați, ci și primăriile care derulează astfel de proiecte. Deci să nu fie obligatoriu să te adresezi ministerului cu solicitarea de finanțare folosind intermediarul Consiliului Județean, pentru că nu trecea nimic din cauza coloratorii politice, nu trecea nimic de Consiliul Județean, și atunci am dat voie primăriilor să se adreseze direct ministerului cu solicitări de finanțare. Gheorghe Ștefan s-a adresat vreodată direct pentru vreo finanțare, pentru județul Neamț? Toți se adresau direct, fie prin solicitările pe care le făceau ministerului, fie... Nu, dar vă dau un exemplu. În Parlament, deci când ajungi în Parlament, și așa se întâmplă și acum, când ajungeai în Parlament ca ministru, fiecare parlamentar încerca să-l convingă pe ministru să finanțeze o lucrare din colegiul lui. Acum eu, spre exemplu, ca parlamentar de opoziție, aș vrea foarte mult să-l conving pe domnul Dragnea să termine centura orașului Roman. Nu cred că am cum să-l conving, dânsul având prioritate probabil primăriile PSD. Dar asta se întâmpla, deci toți cei care aveau astfel de lucrări în teritoriu sau parlamentarii, care nu erau, spre exemplu, cuprinși în lege, dar ei fiind cei care reprezentau interesele comunității, atunci când prindeau un ministru cu fonduri, că era dezvoltare, că era educație, că era sănătate, un ministru care putea să finanțeze un proiect în teritoriu, toți apelau și încercau să-l convingă pe ministrul respectiv să aloce niște fonduri și în localitatea sau în colegiul respectiv. Ștefan, a avut vreodată vreo discuție cu dumneavoastră în sensul acesta? De foarte multe ori și domnul Gheorghe Ștefan și toți președinții de Consiliul Județean, aproape toți primarii, știți că tot noastră, sau se spune că la ușa
ministrul dezvoltării regionale este coadă de primari întotdeauna. Așa se spunea, iar rugămintea mea a fost, am cerut public de foarte multe ori, acul critic pe domn Dragnea că nu o face, a fost să descentralizăm aceste programe. Nu este normal ca un ministru de la București să știe el câți kilometri de drum se fac în comuna Cochirleanca. Deci evident că n-ai de unde să știi și atunci depinzi foarte mult de ce îți propun cei din teritoriu. Sau de să știi unde să faci sală de sport sau unde să faci nu știu ce lucrare apă canal. Și atunci propunerea mea pe care am făcut-o cât am fost ministru, nu acum, și o susțin și acum, este ca aceste programe să fie descentralizate, să fie trimise în teritoriu, în așa fel încât să se ocupe cei de la nivel de județ de aceste finanțări. Vă mulțumesc. Este faptul că ați fost chemată la DNA fixat acum în campanie electorală? Cozi înainte. Cozi înainte. Vă va afecta în viitor? Eu nu cred în coincidență.